Ajutate de vremea bună, albinele au făcut din acest an unul de referință pentru producția de miere. Cel mai mult au avut de câștigat apicultorii care au mers cu stupii în pastorală. Doamna Lorența, de exemplu, are aproape 100 de familii de albine și toată vara a stat cu ele în pădure. Am fost la salcâmul 1 Stârmina, salcâmul 2 Ilovățul și salcâmul 3 sus la munte la Poden. Am umblat cu stupii, dar păi dacă nu umblăm, nu facem miere. Cu cât umbli mai mult, cu atât faci miere mai multă. După ce au trudit zi lumină, apicultorii au tras linie și au zâmbit dulce. Anul acesta, producția a fost chiar și cu 40% mai bună decât în 2010. În jur de 2 tone de salcăm. 2 tone de miere? Da, da. Pe care o vindeți cam în cât timp? Într-un an. Am văzut că asta s-a puțin și la preț. Da, așa este. Anul trecut am avut 15 lei borcanul și acum mai 12 lei. Producția mare de miere a atras după sine și scăderea prețului. Cum anul acesta producția a fost destul de bogată? În ceea ce privește mierea, prețurile au scăzut în piețele severinene cu cam cu 30%. Un kilogram de miere de salcâm costă acum 25 de lei, iar mierea polifloră 20 de lei. Trebuie să te lași după piață, să cauți puterea de cumpărare a oamenilor, ca să poți să-ți vinzi marfa, că dacă ții prețul mare, nu poți să vinzi. Mierea mai mult iarna se vinde, pentru că atunci oamenii pun în ceai. E sezonul când nu mai sunt atât de multe fructe și atunci se vinde. În România există aproximativ 1,2 milioane de familii de albine. Pentru ca lucrurile să meargă bine, anul acesta, apicultorii români au primit 7 milioane de euro de la Uniunea Europeană și de la guvern. Sunt bani pe care îi pot folosi pentru medicamente, hrană, proteine, material biologic și analize. Până la 15 octombrie, în funcție de numărul de familii de albine, fiecare apicultor poate cere suma de care are nevoie.